dragoste, duios, s-o cheme înapoi la celelalte. Dar a strigat-o fără de folos, ea și-a văzut de drum tot mai departe. S-a depărtat sărmana mielușă și, vai, sunt lup ce vor să o atace și sus și vultul lacom ce-ar vrea cu ea în gheară înspre cuib să plece. Când soarele a răspândit lumină, ea n-a știut că este rătăcită, dar, vai, în noapte s-a trezit străină și a început să plângă părăsită. Ce credeți voi acum? Era așa? Era oița noastră părăsită sau mai era... Sau mai era pe lume cineva ce suspina cu inima rănită? Era într-adevăr bunul păstor, ce nu putea deloc să o părăsească. De aceea el, cu dragoste și dor, porni prin noaptea grea să o găsească. Ce bucurie a fost atunci când, în sfârșit, el a găsit oița rătăcită. Deși era flămând și obosit, lua la piept ființa mult iubită. Cu multe gingășie și răbdare, el alina tristețea bietei ori și nu o certa deloc, ci cu iubire o aduse lângă turmă înapoi. De fapt, păstorul din povestea noastră e însuși bunul nostru Domn Iisus. Oița, știți și dumneavoastră, de aceea nu mai am nimic de spus. Atâta doar că fiecare dintre noi a fost cândva oițe rătăcite, dar ne-a iubit și a venit la noi, de aceea suntem astăzi fericite. Pe când dintre noi, pe fiecare dintre noi, păstorul bun ne-a căutat și ne-a găsit pe al veții drum. Din viața sa, el viață în dar ne-a dat. Avem păstorul cel mai minunat. Un bun păstor mai caută și azi pe cei robiți de-a lumii ieftin har. El încă mai salvează din necaz și încă mai oferă viață în dar. Când glasul său te cheamă cu iubire, nu ezita să te întorci la el. Ți-a pregătit un loc de fericire, o casă nouă sus la el în cer. Amin.